Pofida opiniei mai generalizate, să spun că există doar un fel și anume cel pe care îl avem aici, Malinois, care este al meu. Avem patru tipuri de ciobănești belgeni: Tervuren, Lachenois, Groenendael și Malinois. Malinois este cel mai popular într-adevăr și are niște abilități fantastice. Are ceea ce numim un tropod zburător, se numește, momentul în care merge, își ondulează corpul astfel încât economisește energie și asta îl face să fie foarte potrivit pentru muncă de anduranță. Are un miros atât de puternic încât poate simți chiar la 12 metri sub pământ un miros. Un ciobănesc belgian Malinois, folosit de trupele speciale din Statele Unite, pe numele său Cairo, este cel care l-a prins pe Osama Bin Laden. Deci astea sunt doar câteva lucruri interesante despre ciobăneștii belgeni. Aici avem toate cele patru tipuri care concurează la principalele sporturi. Mă refer la agility, un sport de obstacole, IGP, fostul IPO, obediență și un sport absolut spectaculos pe care îl practicăm și noi, de altfel, mondioringul, care combină atât